Adormirii Maicii Domnului. În localitatea Baia s-a desfășurat festivalul Baia File de Istorie. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Local Baia și Primăria Comunei Baia. Prima ediție a fost organizată în anul 1975, iar apoi, cu scurte întreruperi, timp de încă 3 decenii. Festivalul este o manifestare științifică și cultural-artistică, ce reprezintă un omagiu adus trecutului de legendă al așezării Baia, prima capitală a Moldovei, localitate atestată istoric încă din anii 1300. Programul festivalului a fost unul încărcat, care a început la Biserica Voievodală Adormirea Maicii Domnului. Care au împlinit 50 de ani de căsnicie au primit din partea primăriei și a Consiliului Local Baia distincția de model de viață. Acestea au fost înmânate de primarul comunei, Maria Tomescu. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La ta slavă, căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacere ce au fost asupra robilor tăi, a celor care sunt acum de față la plinirea celor 50 de ani de împreună viețuire. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, că precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte, învrednicește-a sporindu-o dreaptă credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și întru toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii robii tăi. Pentru că viața a fost grea și zbuciumată, mai ales în ultimul timp, și noi încercăm să vă alinăm durerile, dorul de copii în aceste diplome, dar să simțiți dumneavoastră că suntem alături de dumneavoastră, că vă iubim, că vă prețuim, că vă dorim multă sănătate, bătrânețe scari și să fiți împreună cât mai mult mai. Și o să încep așa. Deci, într-o lume zbuciumată de nevoi și de frică de neprevăzut, avem nevoie de modele în viață.
Respectul, dragostea, empatia sunt virtuți pe baza cărora ar trebui să ne construim viitorul. Căsnicia este principala legătură care pune în evidență aceste valori. Și în virtutea acestui fapt, primăria și Consiliul Local al Comunei Baia acordă familiei Marțian, Ion și Georgeta titlul de model de viață. Familia Rotărița Vasilei Sorodică. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Copii frumos aveți, nepoți cât mai mulți. Vă mulțumim și să fiți sănătoși. Stați un pic să facem o poză. Să aveți sănătate. Să aveți grijă de dumneavoastră. Copii frumos aveți, nepoți. Doamne ajută. O altă familie, Zăvodu Aurel și Arisneta. Manolea Elie și Maricita. Pia Toadel și Maria. Maricita să fie sănătoasă. Cricariu, Mihai și Elena. Dă-i Mihai și Simenica. Viață lungă și frumoasă. De la ora 14 a avut loc deschiderea festivalului Baia File de Istorie, manifestare ce s-a desfășurat pe esplanada din fața primăriei Comunei Baia. Pe scenă au susținut alocuțiuni atât oficialitățile locale cât și cele naționale. Vremea e frumoasă, sper ca pe parcurs să fim cât mai mulți, cât în număr mai mare, dar la noi este o rânduială. Nimic fără binecuvântare. Părintele nostru Gușă și Părintele Viorel să ne binecuvinteze manifestarea, să ne binecuvinteze pe noi și dumneavoastră să vă dea Dumnezeu sănătate. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutinele și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Preasfântă Treime Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputința noastră pentru numele Tău. Vreau să vă spun că suntem la 41-a ediție a acestui festival Baia File de Istorie, care a debutat în 1975 și de atunci, generație după generație, ne ținem să facem acest festival. Baia este plină de istorie, este o localitate frumoasă, cu oameni harnici, cu oameni gospodari. Încercăm să ținem pasul și noi cu dezvoltarea acestei comune. Eu mă mândresc și sunt onorată că sunt la cârma acestei localități, bineînțeles, datorită dumneavoastră, și mă străduiesc ca în fiecare zi și în fiecare an să vă aduc bucurii, să cresc calitatea vecii de la noi din localitate, să o promovez cât mai mult, să ne audă toată lumea de noi. De aceea, în fiecare an, ca așa e rânduiala, în această zi împletim tradițiile religioase cu cele folclorice, iar cei care vor veni după noi să țină cont de această rânduială. La fiecare festival am încercat să aducem interpreți din toată țara. Și bineînțeles, cinste ne fac și ai noștri, dar i-am adus pe cei din toată țara ca să ne cunoască, ca să ne promoveze. Și de aceea astăzi vă rog frumos să-i susținem cu cât mai multe aplauze, să fim cât mai aproape de ei, pentru că eu vă simt aproape în inima mea și vă iubesc foarte mult. Să vă dea Dumnezeu sănătate la toate.
să nu uităm de unde am plecat. Baia este frumoasă, Baia a fost prima capitală a Moldovei, iar după binecuvântare, eu zic că ar fi cazul să dăm drumul la petrecere. Doamne ajută! Vorba de doamna primară, în primul rând, vă mulțumesc dumneavoastră că ați avut o mână bună, că ați dat încă un mandat și împreună cu dumneai, toți colegii de aici, vom face ceea ce trebuie pentru Baia. Cred că doamna primar v-a dus până acum la cunoștință cam câte proiecte a luat și care sunt pe punctul de a fi realizate. Dar știu ce eforturi face doamna primar mergând aproape săptămânal la București. Doamna primar, felicitări, felicitări în toate Băiești. Crească o rețetă de succes în comuna Baia, care înseamnă o administrație perfectă, o administrație îndreptată spre nevoile oamenilor și, bineînțeles, pentru a le și rezolva. Suntem o echipă cu toții, suntem alături de doamna primar, de dumneavoastră, capabil să îndeplinim aceste nevoi pe care le are comunitatea. Că ați avut 10 cupluri care au fost astăzi sărbătorite pentru 50 de ani de căsnicie și voiam să o felicit pe doamna primar pentru ideea pe care o a avut-o și anume de a le da titlul de model de viață. Acestor oameni care au rezistat 50 de ani într-o căsnicie și vreau să le doresc în continuare mulți ani frumoși. Între orele 14 și 22 au avut loc mai multe recitaluri ale artiștilor de renume, dar și a tinerilor talente. Toate tuturor noi vă cântăm.
Să-mi